Merge, merge. Și au venit și samurai. Chiar unde-i sabia? Katana fiind ei. Unde-i sabia? Nu știu, nu o avem la noi. E aici, pe limbă. Deci, da, noi cu limba tăiem. Cu limba și cu cuvintele. Ok, katana sunt aici. Vă rup, fă un cadru foarte larg. Este vreunul dintre voi de origine japoneză, ca idee? Nu, nu avem nicio treabă cu Japonia așa în sânge. Dar de când mă știu, m-am uitat la filme chinezești cu karate și era morsura 13, nebunia alea. Și de acolo se trage tribul. Jet Li asta. Și de la Shuriken, e tatăl lor. La mensurile katana. Iar zice lumea că îl copiem pe Shuriken acum, că îl traducem, că nu știu ce, că am apărut și de-astea, dar... Noi suntem un tec. Oricum, noi nu copiem pe nimeni, nu traducem, nu facem nimic. Atâta. Ok, acum hai să facem prezentările. Katana fiind următorii. De la dreapta la stânga, nu? Eu sunt, stânga mea. Eu sunt în Omo, mă cheamă Leo și atâta. Dezea, Alex, MC, producător la Katana. Mentorul, MC, din când în când producție, tot Alex, al doilea Alex din trupă. Și, nu știu, fac treaba asta de puțin timp, dar îmi place. Și în spate DJ Sonia, care stau și mă gândesc la câte trupe activează. Tu ești un fel de Ronin, nu? Ajut și eu mișcarea cum pot. Cu băieții am activat prima oară. M-am urcat pe scenă cu băieții de la Katana. A fost și mi-au propus și am fost foarte de acord, pentru că i-am respectat tot timpul că vor să facă ceva pentru mișcare, în general. La depozitul de calculatoare totul e în regulă, nu? Totul ok. Astăzi am făcut ceva bani. FiboX astăzi a vândut 3 calculatoare foarte scumpe, dar cu performanțe mai puțin. Deci dacă cineva are nevoie de cele mai noi calculatoare, să se ocupe de, să vorbească cu tine, nu? Cu mine și cu FiboX. Deci totul la depozitul de calculatoare totul e în regulă, nu? La depozitul de culcați culatoare, da, acolo. Ok, Katana. E un nume, mă rog, oarecum deosebit, de-aia am zis eu, de originea a vreunuia, dacă este japoneză. Cumva viața voastră se conduce după codul Bushido? Nu, nu e legătura cu codul Bushido. Aia explică, păi asta e și ideea. Ca lumea să nu creadă Utenga ai României, că, na, hai să spune exact. Nu, deci treaba e în felul următor. Nu e legătura cu codul Bushido. Do înseamnă cod. Nu știu cum se spune cuvânt în japoneză, dar e codul cuvânt. Vorbim cu Vexatu, că el e cu Japonia, cu asta. Deci așa cum se numește primul nostru EP, e codul cuvântului. Katana este, arma noastră este cuvântul. Toată treaba înseamnă așa, targetat direct către oamenii care ies din bazele, cum să spun eu, morale, care nu... Care au mai multe defecte decât calități, care n-au virtuțile... N-au virtuți, n-au niciun fel de virtuți, să zicem, morale. Atacăm defectele, atacăm defectele. Bine, și lăudăm chestiile care ne plac în viață, dar în principiu atacăm defectele pentru că ele ne trag societatea în spate. Cântăm hip-hop social. Nu, ori să zică unii gangsta, ori o să zică underground, fuck that, e hip-hop social. Și apropo de chestia pe care ai zis-o tu, cu Utenga României, nu știu ce, una e Japonia, una e Katana Samurai, Ronin asta. Și Utenga, ei sunt cu China. Utenga e un munte în China, din câte știu eu. Deci nu e legătură. Nu, am spus chestia asta că știi că lumea trage anumite concluzii în necunoștință de cauză. Deci am explicat acum să nu tragă. Apropo de chestia asta cu Utenga, concertul cu Utenga Killer Bees, cum a fost? În viziunea voastră. N-o să mai văd niciodată în viața mea, cred, până o să mor așa ceva. Am așa un feeling. Sau poate că am auzit că vine și Giza cu Max și ar fi foarte tare. Nu, a fost super feeling. Publicul a fost mai puțin decât mă așteptam, dar... A fost un barometru pentru hip-hop-ul românesc. Eu așa îl văd. Având în vedere că am avut și mai mulți oameni în trecut, îmi zicea Brungner că am avut 5.000 de oameni,
Dar oricum, nu, a fost super ok. Păcat că au fost unele incidente la modul oameni sub 18 ani au avut voie să intre și în cazul ăsta ar fi fost păcat. S-au mai fi mulțit și sunt oameni care îi iubesc pentru că sunt niște legende, sunt modele pentru noi toți, am crescut cu ei și meritau să-i vadă dacă au dat și banii pe bilet. E clar cea mai tare seară din viața mea. Nu, ce pot să zic? Prea tare să văd Killer Bees pe scenă aici, cântând la un metru de mine. Prea tare, mult prea tare. Eu n-am fost, am avut examen a doua zi, dar sunt mândru că l-am luat. Era foarte greu, dar l-am luat. Pe Sonia... Că n-am fost, mi-au povestit ei și chiar îmi pare rău că n-am fost. Pe Sonia nu-l mai întreb că era la depozit de calculatoare, asta știu. E liniuță marfă. E marfă. Și marfă, dar e marfă. Să vii cu calculatorul după emisiune, că na, asta e. Să facem o sesiune de messenger cu Mișu, cu Faibo, că el e cu din asta. Ok, perfect. Până la urmă, mi-ai spus care e mare mesajul vostru. Acum vreau să vă întreb pe voi, aceeași întrebare este pentru toți. Cum vedeți voi hip-hop-ul românesc prin prisma voastră a unei trupe care, mă rog, a apărut în 2006, mă refer ca să aibă niște concerte, că în general sunt foarte mulți care stau acasă și își fac beat-uri negative, versuri și rămân numai acasă sau rămân numai pe net. Cum vedeți voi hip-hop-ul românesc din 2006 spre 2007-2008? La ora actuală trebuie să ai bling-bling ca să ieși pe TV. Dar treaba asta se schimbă, pentru că apar label-uri independente, au luat-o deja, au fost în trecut Rebel, acum Hades Records, care are seria asta de evenimente de vreo 2 ani de zile. Noi ne chinuim de aproximativ 2 ani, într-o lună împlinim 2 ani. E greu, dar că spuneai de forumuri, ăsta e viitorul, era tehnologiei. E singurul loc la ora actuală în care poți să-ți publici un mesaj către o masă. E singurul fel în care te poți face auzit și poți primi părerile. Poți să vezi cât de receptiv e publicul. O să evolueze chestia asta, o să treacă și la scene. Odată cu mai multă implicare în evenimente, e nevoie de sponsori, pentru că nu poți face chestia asta, buget zero, oricât de multă iubire ai avea pentru hip-hop. Dar cam asta e. Timpul rezolvă pe toate și sunt sigur că se va rezolva. Eu cred că evoluția deja se vede în concertele Hades Records. Vine foarte multă lume și, nu știu, cred că în continuare o să vină din ce în ce mai multă lume. Nu știu ce aș putea să spun altceva. Cu netul am aceeași părere ca și el, că este, nu e o chestie nocivă neapărat. Eu n-am zis că e nocivă, am întrebat doar dacă se va rezuma numai la. Păi uite, ca să te ridici, plecând de la forum, de acasă, de unde vrei tu, trebuie să ai un mesaj, știi? Eu așa văd, eu bag mesaj mult în piese și scriu ce simt eu. Și atunci când scrii ce simți, e imposibil ca ceilalți să nu simtă și ei la fel. Că totuși oameni suntem și avem sentimente comune și ce scriem noi ni se întâmplă tuturor, știi? Deci în piesele noastre e viața de zi cu zi, a noastră și a celorlalți. Și lumea ne ascultă pentru că se regăsește în piesele noastre. Și asta ar trebui să facă și cei care vor să nu rămână în underground, în casă la ei sau să stoarcă piesele de mesaj. I-au fost Katana. CD-ul nu-l aveți la voi, nu? Ca să-l arătați. Nu-i nimica. Vor intra pe forum la Hades. Există o secțiune, nu? Este o secțiune Katana specială. Există o secțiune unde puteți downloada materialele, atât al nostru cât și al băieților de la Fantastics. Pe forum suntem foarte comunicativi. Așteptăm, suntem receptivi la ideile publicului, pentru că odată o facem pentru noi și odată o facem pentru a ajuta pe ei să conștientizeze anumite lucruri. Și dacă ei conștientizează și reacționează, e perfect. Atât, atât. În rest, multă pace. Eu, MTV Rap, sperăm să ajungem măcar la vârsta voastră.